performanță importantă pentru handbalul din Gorj. Iată că juniorile 3 ajung la turneul final. Cum este pentru secția de handbal? Da, după 2 ani de la nașterea acestui club, aceste copile cu care am plecat la drum, prima generație a CSM-ului, se pare că a dat satisfacție și ne-am calificat în primele 8 echipe ale țării. Este o generație bună, care a muncit foarte mult și chiar merită să ajungă acolo. Obiectivul nostru principal, cum spuneam și înainte, este creșterea acestor copile și promovarea către prima echipă. O performanță deosebită, obținută în condiții, zic eu, foarte grele, pentru că s-au desfășurat meciuri zi de zi, 5 zile la rând. Sunt totuși copile de 13-14 ani, dar au fost și accentări, dar au dus turneul cum trebuie. Este o generație de excepție care cred că va face performanță la nivelul țării. Sunt foarte mulțumit de ele și le doresc de pe acum mult succes la turneul final. Credeți că sunt multe dintre aceste fete care pot face pasul, așa cum spuneați, către echipa mare? Da, depinde doar de ele, pentru că noi ne dăm toată silința de să le învățăm și să le pregătim pentru marea performanță. Depinde doar de ele și de parcursul lor de acum încolo. Obiectivul la turneul final? N-am avut obiective, nici acum. Obiectivele era turneul semifinal. L-am depășit, am ajuns la turneul final. Sper să se bucure de acest sport, să dea cu nasul de echipe foarte puternice, pentru că o să întâlnim cele mai puternice echipe din țară și să le obișnim cu meciurile foarte, foarte tari. Vedem ce o ieși de acolo, de la turneul final, în funcție și de tragerea la sorți care va fi, dar sper să se comporte bine și să ducă, zic eu, numele clubului și al orașului Târgu Jiu pe buzele federației și a oamenilor de acolo. Cât de mare amărăciunea provocată de ratarea promovării la echipa de senior? Da, nu știu să spun amărăciune. Normal că este în sufletul nostru, era un obiectiv al nostru personal. Este prima dată, iar mă repet poate, după 2 ani de zile am ajuns la un turneu final și am jucat cu echipe foarte, foarte, cu foarte mare experiență. Știința București an de an este acolo. Am pierdut, cum am pierdut la loteria 7 metrilor, dacă ținem cont că anul acesta am pierdut un singur meci la Deva și acum am făcut egal și totuși nu am ajuns nici măcar la baraj. Da, un sistem destul de haotic făcut, zic eu, dar avem experiență acum, pregătim și anul viitor, nu dezarmăm, acest club va merge mai departe, o să fim mai pregătiți. Fetele sunt foarte tinere și majoritatea dintre ele este pentru prima dată când ajung la un asemenea turneu, unde s-a văzut experiența și alte lucruri care nu pot eu să le discut acum. Noi am fost un club corect și am plecat pe niște principii solide. N-am vrut să forțăm foarte mult această promovare, pentru că este destul de dificil să ajungi în Liga Florilor cu bugete așa mici. Și normal că sunt dezamăgit. Fetele sunt dezamăgite, dar nu atât de tare. Pe mine personal mă ambiționează mai mult ca anul viitor să pregătim cum trebuie anul și împreună cu fetele și cu antrenorii să demonstrăm că nu întâmplător am ajuns acolo și că sigur se poate mai mult. An de an am obținut performanțe mai bune. Anul trecut, în campionatul trecut, am terminat locul 3, anul ăsta locul 2, la egalitate de puncte cu locul 1. La anul sper să fim acolo.